Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cătălin Cornea și da, ne întrebăm ce mai fac elevii noștri acasă. Am plăcerea de a împărtăși cu voi un video pe care l-am primit de la Andreea, exemplificând ceea ce am repetat noi acum câteva zile în sesiunea de dresaj. După cum deja știm, în sistemul Cătălin Cornea de dresaj, nu numai învățare este elementul de bază. Un alt element care ține de construcție și care conduce către succes este repetiția exercițiilor învățate. Astfel că oamenii, instruiți în sesiunile de dresaj, încep să lucreze cu câinii, să repete, ceea ce este foarte important pentru faza de generalizare a exercițiilor. Cu fiecare repetiție în parte, stăpânul pune o cărămidă în plus la relația bazată pe leadership, încredere, afecțiune și control. Este esențial ca stăpânul să-și cunoască foarte bine câinele, să accepte natura acestuia și să dobândească controlul instinctelor sau stărilor care generează comportamente ce sunt greu de gestionat. Astfel, sub pretextul comenzilor, stăpânul folosește toate mijloacele pe care le-a la dispoziție pentru a influența câinele. Fie o lesă, fie o zgardă, fie o telecomandă după caz atunci când vrem să asigurăm comunicarea tactilă cu câinele de la distanță, toate acestea își găsesc legitimitatea în urma unei cerințe pe care câinele ori o ignoră, ori nu o execută din cauza unor distrageri puternice din prejur. Andreea ne-a dovedit astăzi voință și abilități. Abilități dobândite în urma sesiunilor de dresaj la care a participat și pe care le dezvoltă continuu prin repetiție. Sunt Cătălin Cornea și sunt alături de voi să construim orice canine puzzle. Vă mulțumesc mult pentru vizionare!